Dumnezeu din cer să fie lăudat. Stimată Biserica Domnului Iisus, în fiecare an avem mai multe nunți, un prilej nimerit să vorbim despre viața de familie. Pe lângă caracterul de sărbătoare, pe lângă împlinirea unui vis, nunțile acestea pe care noi le ținem în sanctuarul bisericii au un caracter pedagogic. Pentru că întotdeauna amintim cum ar trebui să fie un bărbat și o femeie în calitate de soți din punct de vedere al lui Dumnezeu. Toată această învățătură care se repetă cu ocazia nunților ne afectează viața. Ne conturează convingerile și valorile despre viață. Ne transformă, ne rezămislesc. Și acesta este un mare har. Gândiți-vă că sunt oameni care n-au primit niciodată un sfat în legătură cu competența lor de soț sau de soție. Și noi pur și simplu suntem bombardați cu astfel de sfaturi. Atât de bombardați încât apare fenomenul surzeniei psihice, adică pur și simplu nu mai avem capacitatea să fim atenți, să ne concentrăm, pentru că aproape orice ar spune un predicator, noi deja știm. Există aici două familii de părinți, al căror vis a început de mult și astăzi intră într-o nouă dimensiune. Familia Gârneață, familia Coldea. Ați crescut copiii aceștia, ați început de mult să lucrați la treaba asta. Și astăzi ați ajuns la sfârșitul misiunii, la sfârșitul unei părți din misiunea de părinți. Am văzut-o pe sora Irina că și-a adus mirele, și-a adus băiatul în calitate de mire în sanctuar și pe fratele Pit că a adus-o pe Monica și vreau să vă aduc aminte că drumul acesta este ultimul din punct de vedere al autorității dumneavoastră de părinți asupra acestor copii care au crescut în casa dumneavoastră, pe care i-ați educat cum ați știut mai bine. Ați pus în ei tot ce a vrut mai frumos în suflet. Astăzi, prin ceea ce se întâmplă aici, înțelegem că ei sunt gata să înceapă ce ați început și dumneavoastră cândva. Știu ce simțiți în inimă, am simțit de trei ori lucrul ăsta, de două ori într-un fel și a treia oară în altul, mă refer la două fete și un băiat, însă așa a organizat Dumnezeu viața pe pământ. Viața este frumoasă dacă o trăiești lângă Dumnezeu și dacă te uiți la partea plină a paharului. Nimic nu-i mai frumos decât viața. Luciano, Monica, voi sunteți mult mai tineri decât mine, dar am avut ocazia să vă cunosc mai bine în perioada aceasta a pregătirii logodnei și nunții voastre în întâlnirile noastre de consiliere premaritală și am constatat că aveți un suflet frumos, aveți un vis frumos și aveți un viitor frumos. Sunt bucuros de voi, alături de părinții voștri, de toate rudele care vă însoțesc de Biserica Domnului, de oamenii lui Dumnezeu pe care i-ați invitat să fie alături de voi la sărbătoare, la această unică sărbătoare din viața voastră. Și aș vrea să spun și eu un cuvânt de predică pe care îl rostesc ca și pentru copiii mei. Și predica aceasta o să o intitulez Familia după modelul Creatorului. Trebuie să acceptăm că dincolo de zidurile bisericii acesteia este o lume diferită, mai ales din punct de vedere moral și familial. Este o lume foarte diferită. Noi am devenit o insulă într-o lume destrăbălată, o insulă în care încercăm să mai murmurăm, repetând cuvintele ieșite odată din gura Creatorului. Nu mai avem mare influență. Între aceste ziduri, întotdeauna reafirmăm ce a afirmat Creatorul. Însă, dincolo de zidurile acestea, există o manifestare a păcatului pur și simplu inimaginabilă, căpătând forme animalice. Și noi astăzi suntem din nou aici, și l-am chemat pe Creatorul nostru să fie prezent și să binecuvinteze pe doi dintre tinerii care cu mai bine de 20 de ani în urmă le-a dat viață. În toți anii aceștia i-a ocrotit, i-a binecuvântat și prin părinții lor le-a asigurat educație, sfaturi și a așezat în viața lor un comportament inspirat din carte, din cartea lui Dumnezeu. Conceptul de familie în generația noastră este diferit de modelul pe care Dumnezeu l-a așezat în Biblie.
Este ușor de înțeles atunci când mergem într-o școală publică, atunci când ne uităm la doi oameni, la relațiile lor, este ușor de înțeles. Este ușor să vorbim de Dumnezeu, însă acesta nu-i creștinism. Creștinism înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Atunci când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, au redefinit modelul de familie definit de Dumnezeu și au ajuns să practice singurătatea, concubinajul, adulterul, poligamia, homosexualitatea și multe alte manifestări de genul acesta care pun în evidență înstrăinarea lor de Dumnezeu și o viață condusă după instinctele primare. O viață condusă de simțuri. Atunci când o nouă generație de copii apare pe scena istoriei, apare într-o familie, merg mai târziu la școală, uneori la biserică, în anii aceștia când se conturează caracterul lor, în acest caracter se conturează și o mentalitate despre viața de familie. Mentalitate care, în primul rând, este inspirată din exemplul familiei de unde ei vin. Apoi, mentalitatea aceasta se conturează și mai mult atunci când ei merg la școală și acolo au modele în profesori, în dascăli. Atunci când încep în mod personal să se uite la televizor, să se uite la internet, să aibă prieteni și în jurul vârstei de 20 de ani ei au o mentalitate formată despre familie, o mentalitate care este o adunătură de idei din mediul de hrănire unde ei au crescut, familia, școala, biserica, prietenii și în mod deosebit mass media. Așa se face că noi nu ne potrivim unii cu alții la convingerile de viață, chiar dacă la modul general avem aceeași perspectivă. În funcție de mediul cultural și de sistemul de instruire, de sistemul educațional, care influențează copiii în primii lor ani de viață și mai apoi la adolescenții și tinerii, fiecare tânăr care ajunge aici ca mire sau mireasă are o anumită mentalitate despre viață. Și pentru că oamenii nu sunt din sticlă, noi nu vedem în mintea lor. Așa se explică dezamăgirea multor persoane care realizează după o scurtă bucată de timp că persoana cu care s-au căsătorit nu este omul pe care l-au cunoscut în prietenie sau după logodnă. Când ne uităm la acești doi frumoși tineri, acceptăm faptul că a existat o îndrăgostire, o perioadă de căutare, de confirmare, o logodnă și acum iată nunta și viața de familie. Un vis frumos pe care l-am avut cu toții și pe care încă îl mai avem. Atunci când vorbim despre cum se comportă un om în familia lui, trebuie să spunem că fiecare om se inspiră dintr-un model de familie și fiecare continent are un model specific de familie funcție de cultura care domină. Spre exemplu, există un model tradițional, în mod deosebit în Est, unde se promovează superioritatea bărbatului. Superioritatea bărbatului și, evident, inferioritatea femeii. Această uriașă diferență între valoarea bărbatului, care este superioară, și cea a femeii, care e inferioară, a dat naștere la poligamie. Tocmai m-am întors cu frații George și Daniel din Mozambic, dintr-o cultură unde un bărbat cumpără fete câți bani are și fetele sunt proprietatea lui. El poate să facă ce vrea cu ele, după cum poate să facă ce vrea cu bicicletele pe care le cumpără sau cu animalele pe care le cumpără. Este o altă cultură, un bărbat este superior. Această superioritate masculină a dat naștere la poligamie. În vest există un model opus, modelul modern. Aici vorbim despre emanciparea femeii care dă o notă de superioritate și vorbim despre o modă care se numește într-un limbaj de stradă moda unisex. Moda aceasta cucerește din ce în ce mai mult teren. Biblia menționează că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, l-a făcut bărbat și femeie. Și bărbații sunt diferiți de femei. Și aceste diferențe au fost evidente inclusiv din punct de vedere vestimentar.
Diferențele acestea s-au contopit într-o unitate greu de deosebit, numite moda unisex. Adică nu mai are nicio importanță dacă e bărbat sau femeie, se tun la fel, se îmbracă la fel, se comportă la fel, nu mai există meserii pentru bărbați și meserii pentru femei, orice meserie este practicată de ambele genuri. Dincolo de aceste două modele care pur și simplu influențează oamenii, există un al treilea model numit biblic. Cine se naște în Africa, chiar în Asia, va plăti tribut modelului tradițional din zona unde se naște și crește. Cine se naște în America, este ușor să identifici un american. Dacă te uiți 5 minute la el, la câteva dintre comportamentele și dintre alegerile lui. Modelul biblic însă promovează sfințenia personală, pentru că fiecare soț până la urmă este un om și fiecare soție de asemenea. Pe lângă sfințenia personală promovează fidelitatea în căsătorie și unitatea pe care o dă dragostea soțului și respectul soției. Atunci când ne uităm în prima carte a Bibliei și nu numai, observăm că Dumnezeu ne oferă principii de viață care conturează modelul de familie după ideea definită de Dumnezeu inițial. Și aș vrea să spun câteva gânduri pentru Lucian și Monica. Primul gând pe care vreau să-l afirm sub acest titlu generic, familia după modelul Creatorului, este faptul că nevoile omului explică rațiunea familiei. Adică Dumnezeu a conturat ideea de familie ca să împlinească nevoile bărbatului și ale femeii în calitate de soț și de soție. Așa a creat Dumnezeu instituția aceasta încât cei doi să fie fericiți și nevoile lor comune să fie împlinite unul către celălalt și fiecare să se uite mai mult la celălalt și la nevoile lui pe care să îi le împlinească cu dragoste și răbdare, mai mult decât la nevoile personale care sunt treaba celuilalt. Rațiunea familiei pe care Dumnezeu a creat-o este justificată de nevoile pe care le are bărbatul și femeia când intră în căsătorie ca soț și soție, și când Dumnezeu a creat familia, a creat-o să poată răspunde la aceste nevoi. Atunci când tu îți cumperi o mașină, ea are câteva butoane aici care deschizi geamul sau îl închizi, blochezi ușile sau le deblochezi. Constructorul a creat mașina să răspundă nevoilor tale, nevoilor cumpărătorului. Dumnezeu s-a gândit la soț și soție ca să fie fericit, nu robit de propria lui familie. Și așa a definit familia, încât familia să fie un cadru care servește fericirii omului, care răspunde nevoilor lui. Și omul de-abia așteaptă să se, omul de-abia să aștepte să se întoarcă acasă, pentru că acolo să fie locul unde este iubit cu adevărat. La lucru ești invidiat sau ironizat, la lucru ești disprețuit, poate ești jignit, dar când ajunge acasă, acolo este prințesa ta, iar tu ești prințul ei. Ea nu mai are alt prinț decât pe tine și tu nu mai ai o altă prințesă decât pe ea. La lucru ai 10 colegi sau 100, dar acasă ai o singură soție și un singur soț. Familia este singurul loc numit acasă. Singurul loc unde nu te invidiază nimeni și nu te disprețuiește nimeni. Singurul loc unde ești respectat și iubit. De aceea Dumnezeu a creat familia pentru ca să o dorești și de-abia să aștepți să ajungi acasă. Familia există fiindcă nevoile omului sunt împlinite doar în interiorul ei la modul desăvârșit. Spre exemplu, numai familia este o relație cu jurământ. Restul relațiilor nu au niciun jurământ. Mi-am făcut în cei 51 de ani pe care i-am astăzi o grămadă de prieteni. Și cu cea mai mare parte dintre ei am stricat prietenia pentru că m-am mutat din zona geografică unde am stat inițial. Însă relația de familie presupune că atunci când te muți, te muți cu nevastă cu tot. Când te muți, nu te muți cu prieteni cu tot, nici cu colegi cu tot, nici cu vecini cu tot. Vecinii rămân, tu pleci. Dar când tu pleci, vine și soția, vine și soțul, e un contract
se ține după tine și te ții după ea până când pui mâinile pe piept. Apoi, procreerea există numai în familie. Degeaba se căsătoresc bărbații între ei, nu pot face copii. Ei îi fură de la familie, îi cumpără, îi închiriază. Pentru că îi protejează legea nedreaptă a acestei lumi care îl necinstește pe Dumnezeu. Procreerea se întâmplă doar în cadrul familiei. Numai Dumnezeu a putut să pună în funcție această minune numită apariția unui copil. Te uiți la el când e micuț și îți vine să-l mănânci. Atât de frumos, inexplicabil. Asta este numai în familie. Și apoi el crește. El crește până la o vârstă și apoi se oprește. Protecția, educația, iubirea necondiționată, fidelitatea, compania, apartenența, îngrijirea și în final înmormântarea, toate lucrurile acestea se petrec în familie. Ele nu se petrec în vecinătate, nici în instituția unde lucrezi. Toate se petrec în familie. În familie se râde, în familie se plânge, în familie ești acasă. Dumnezeu a creat această acasă ca să fii iubit și să iubești. Și să nu renunți niciodată. Să nu dezertezi niciodată. A dezerta înseamnă a pleca pentru întotdeauna fără motiv. Căsătoria este un principiu de viață, celibatul este o excepție. De aceea, potrivit acestui principiu, omul este fericit doar în familie. Când Adam s-a trezit din somnul provocat de Dumnezeu în Eden, s-a culcat singur și s-a trezit cu cineva lângă el. Și când a văzut-o, a spus, în sfârșit, asta este ceea ce căutam eu de mult timp. Și de atunci până la capăt, el n-a mai fost singur niciodată. Existența familiei este justificată de nevoile pe care noi le avem. Nevoi care sunt împlinite așa de bine în familie. Dacă ar trebui aceste nevoi să fie împlinite la serviciu, cum credeți că ar fi împlinite? Sau pe stradă? Însă există acasă. O casă pentru fiecare. Oriunde ai merge în lumea asta, îți dorești să te întorci acasă, chiar dacă acasă sunt mai multe lipsuri decât acolo de unde vrei să pleci. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că nevoile familiei explică rațiunea acestei familii. Al doilea lucru, soluția divină explică succesul familiei. Dacă nu ar fi Dumnezeu să ofere soluții, familia nu ar avea succes. Dar familia are succes pentru că Dumnezeu o alimentează cu soluții pentru orice problemă. Ori de câte ori apare o problemă în viața mea ca individ, ca soț, ca tată, ca bunic, ori de câte ori apare o problemă în familia mea, întotdeauna Dumnezeu îmi oferă o soluție. Acesta este secretul supraviețuirii 30 de ani împreună cu Carmen în viața de familie. Și același secret este și secretul dumitale. Când Dumnezeu s-a gândit la un ajutor potrivit pentru bărbat, a făcut-o pe Eva. Eva a apărut ca o soluție a lui Dumnezeu să-l ajute pe bărbat. Asta înseamnă că un bărbat neajutorat e un bărbat necăsătorit. Iar un bărbat ajutorat, întreg, plenar, e un bărbat căsătorit. Dumnezeu a spus, tu ai nevoie de un ajutor. Mă gândesc că nu i-a dat o pușcă. Mulți bărbați cred că cu o pușcă ești mai ajutat decât cu o nevastă. Nu i-a dat un sac de bani? Nu i-a dat o armată? Pur și simplu i-a dat o simplă femeie, mai fragilă decât el, mai emoțională decât el, mai slabă fizic decât el, mai fricoasă decât el, cu mai mare nevoie de atenție decât el. Ai impresia că l-a încurcat un pic, nu că l-a ajutat. Și culmea, Dumnezeu are o altă opinie. Cu acest om numit femeia, Dumnezeu pretinde că îl ajută pe bărbat. Eu confirm lucrul acesta. Lucian, să nu te gândești dacă e adevărat sau nu, sigur este adevărat. Nu banii, nu prietenii, nu reputația, nu poziția, nu alte oportunități ale vieții sunt în ajutor potrivit pentru bărbat. Singurul ajutor care se potrivește, care se pliază pe nevoile unui bărbat și invers ale unei femei, este partenerul de viață. De aceea nu a găsit Adam pe nimeni în grădină între toate animalele alea care bântuiau în Eden, care mai înalte, care mai mărunte, care zburau, care înotau, care mergeau, care țopăiau. Și a trebuit să aștepte Adam până când a făcut pe cineva
până când a făcut Dumnezeu pe cineva numit femeie, adică viață, și el a identificat-o repede și a spus: Doamne, asta este! Avem nevoie de treaba asta, avem nevoie de experiența asta. Cred, spun asta mereu de la microfon, că familia este cea mai frumoasă experiență a unui individ și în același timp este cea mai grea. Nicăieri nu trebuie să iubești sincer ca în familie, nu trebuie să iubești personal ca în familie, nu te poate înlocui nimeni acolo. Familia e locul unde dăruiești totul și nu-i suficient. Oriunde dăruiești o parte din ceea e destul, acasă nu-i destul. După ce ai dăruit totul, spune tovarășul sau tovarășa, mai trebuia puțin. Soluția divină explică succesul din familie. Dumnezeu se implică în familie și oferă soluții. Cel mai mare ajutor pentru un bărbat este o soție înțeleaptă, respectoasă și fidelă. Și cel mai mare ajutor pentru o femeie este un soț iubitor, îngăduitor și răbdător. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este faptul că dezlipirea de părinți explică lipirea de tovarășul de viață. Voi sunteți acum într-un moment în care ieșiți dintr-o cameră, o încuiați, descuiați o altă cameră și intrați în ea. Nu puteți să o descuiați pe cea de-a doua până nu o încuiați pe prima. Biblia spune, Lucian, că oamenii aceia cu care dorm de 20 și ceva de ani în aceeași casă, care ți-au dat viață, să știi că într-o zi ai fost mic și te-au purtat în brațe, au fost ani în care ai plâns fără motiv, în care te-au hrănit cu biberonul, te-au făcut mare, te-au învățat să mergi la biserică. Oamenii aceștia acum rămân în urmă, pentru că este timpul tău să-ți iei zborul alături de cineva care face, are aceeași experiență ca și tine, dar dintr-o altă familie, de la o altă pereche de oameni. Acele două perechi împărtășesc aceleași experiențe. Cele două mame simt aceleași lucruri și cei doi tați simt aceleași lucruri. Și voi doi simțiți aceleași lucruri, dar diferite de ei. Măsura în care tu te vei dezlipi de casa părinților tăi și tu la fel, este direct proporțională, adică egală, cu măsura în care vă veți lipi unul de altul. Nu poți să te lipești de tovarășul de viață într-o zonă a vieții unde nu te-ai dezlipit de viața părinților. Dezlipirea de ei este egală cu lipirea de omul cu care de astăzi înainte începe o altă viață. E o poveste întreagă această dezlipire și lipire și probabil că ar trebui să stăm câteva zile aici să spunem câte ceva despre asta. Mulți tineri cad într-o extremă, alții în alta. Cei care cad în prima extremă rămân dependenți de părinți într-o oarecare măsură și există mult conflict în familia lor din cauza asta. Cei care cad în cealaltă extremă își neglijează părinții, îi uită, îi umilesc și le dau sentimentul că nu sunt importanți și că nu merită nimic. Ambele extreme sunt greșite. Voi să nu faceți nici pe una și nici pe alta. Până acum v-ați ascultat părinții și dacă au spus la 11 vii acasă, te-ai dus acasă ca să nu superi pe tati și pe mami. De acum încolo, nu cu dumnealor mai hotărâți la ce oră vă întoarceți acasă, ci doar voi doi între voi. Aveți o familie autonomă, independentă, de sine stătătoare, aveți valori personale, unele dintre ele s-ar putea să fie puțin diferite cu valorile familiei părinților voștri, dar și dânsii au avut oportunitatea ca și voi, atunci când s-au căsătorit, să aibă familia lor, să înceapă un drum nou, să aibă valorile lor, inspirați, evident, din familia părinților, din biserică, din scriptură și de la oamenii pe care îi respectă. Să fie desăvârșită dezlipirea, pentru ca să fie desăvârșită lipirea. Pentru că dezlipire nu înseamnă să vă uitați părinții, nici să-i ajutați, să-i cinstiți, să fiți prezenți în viața lor atât cât va fi nevoie. Iar prezența dumnealor în viața voastră nu va mai avea caracter executiv. Trebuie să faci așa. Și doar consultativ. Eu cred că ar fi bine să faceți așa.
Eu cred că ar fi bine să faceți așa. Până acum ați spus, hei, faci așa, că așa spune tata. Gândul cu care vreau să închei cu numărul 4, inspirat din textul pe care l-am citit, este următorul. Intimitatea familiei explică nuditatea fără rușine. Nud înseamnă gol. Și Biblia spune în versetul 25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Biblia afirmă următorul lucru, doar în familie omului nu este rușine de goliciunea lui. Dar când ai deschis ușa să ieși din casă, este imposibil să nu-ți fie rușine dacă cumva se văd zone ale corpului care sunt doar pentru soț și pentru soție. Trăim o vreme unde nuditatea este un stil de viață. Indecența vestimentară și expunerea trupului este la ea acasă. La început au fost cu mânicile până aici. Le-au tot scurtat. La început a fost cu fusta până în pământ. A tot scurtat-o. Întreb, ce cred fetele? De ce trebuie să-și scurteze mânicile până nu mai există? Cred că sunt mai interesante fără? Nu se gândesc ce impresie fac la un om care are minte și trece pe lângă ele văzându-le îmbrăcate așa? Ce crede o femeie când își scurtează nepermis de mult dincolo deasupra genunchiului cu mult, rochia și fusta, dar nu în casă, că în casă intimitatea și nuditatea sunt potrivite. Nu e rușine când soțul e cu soția în dormitor, în familia lor, dar când ai deschis ușa de la intrare și ai ieșit în public, apare rușinea și trist este că mulți oameni și-au pierdut-o. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu să vorbim din cartea aceasta și mare ne va fi osânda dacă nu vorbim și nu reafirmăm ce a spus Dumnezeu într-o zi. Scopul nostru nu este să ofensăm pe cineva, fiecare are libertatea să facă ce dorește. Scopul nostru este să spunem că cel care ne-a creat este stăpânul nostru și el pretinde decență în public de la noi. Și așa cum el l-a îmbrăcat pe om la început, și după ce l-a îmbrăcat, l-a lăsat să plece din Eden, din casa inițială. Tot la fel, în familia voastră, Lucian și Monica, să existe decență. Nuditatea și intimitatea sunt binecuvântări ale legământului de familie, dar aceasta în familie. Când se deschide ușa de la ieșire, de la intrare și se iese în public, trebuie decență. Pentru că decența aceasta arată, demonstrează maturitatea noastră, nașterea noastră din nou și faptul că nu suntem niște oameni frustrați care căutăm atenția altora îmbrăcându-ne sumar, ci suntem niște oameni împliniți, fericiți, care nu avem nevoie să ne examineze alți bărbați și alte femei să ne pună notă. Nu! Noi suntem împliniți în familia noastră și nu avem nevoie de privirile curioase ale cuiva. Știu că aceste cuvinte sunt la limita suportabilului și de a fi spuse și de a fi auzite. Dar biserica întotdeauna a fost un loc unde s-a predicat moralitatea și sfințenia. Întotdeauna va trebui să rămână un loc unde se predică moralitatea și sfințenia. Modelul biblic de familie promovează în primul rând puritatea soților, oferă autonomie și independență familiei și promite binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta este familia după modelul Creatorului. Lucian și Monica, Dumnezeu să vă binecuvinteze și familia pe care o întemeiați astăzi să fie și să rămână în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și El să o binecuvinteze. Amin.